Din familia stârcilor, specia cea mai numeroasă este stârcul de noapte. Stârcul acesta este frumos, elegant. Nu se aseamănă cu egretele, este din categoria de stârci cu gâtul mai scurt, stă puțin gârbovit, dar are în zona cefe două, trei pene lungi, ornamentale, care se întind până pe spate. Are ochiul roșu, este un gri cu acel negru, pasărea adultă. Atunci când stă, este un stârc. Se numește stârc de noapte pentru că preferă și pescuitul acesta în amurg. Se așează pe malurile apelor, pe sălcile, pe ramurile sălcilor din apropierea apei și vânează. În general este pescar. Este o specie migratoare, pleacă în octombrie, noiembrie și se întoarce în martie, aprilie. Stârcul de noapte formează colonii cu alte specii, cum ar fi egretele, stârcii, țigănușul, clopătarul, dar uneori se poate găsi și colonii monospecifice compuse numai din stârci de noapte. Cuibăritul are loc pe sălcii, pe tufe, pe sălcii, dar și pe o salce rezistentă în apă. Salcea aceasta este numită zălog. Interesant la stârcul de noapte este că puii sunt cu totul și cu totul diferiți. Seamănă ca structură, ciocul, ochiul roșu, dar ei sunt un gri brun, stropiți cu pete, de fapt o culoare de camuflaj. Puii capătă un penaj apropiat de al adultului, abia în anul 2, dar nu are încă spatele negru, este gri și culoarea lui adevărată este abia în al treilea an. Pasărea aceasta este ocrotită prin legi naționale și internaționale, dar problemele se ridică și cu toate acestea prin perturbarea coloniilor care sunt vizitate uneori de turiști ignoranți care încearcă să se apropie cât mai mult de cuib sau de lucrări hidroameliorative care îi perturbă liniștea în perioada cuibăritului. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.